Tradițională ancheta Gazetei Sporturilor l-a desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2016 pe Denis Alibek. Atacantul care s-a transferat la Steaua în această iarnă, dar care a făcut istorie la Astra Giurgiu, a câștigat detașat ancheta fiind cel mai bun fotbalist atât în viziunea antrenorilor, cât și a președinților de club, capitanilor de echipă, jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor sau a fanilor care au votat pe site-ul publicației. Campioana Astra Giurgiu a avut și un alt motiv de mândrie. Marius Mudic a fost desemnat în cadrul aceleiași anchete cel mai bun antrenor al anului. Declarat cel mai bun fotbalist român al anului 1978, Narcis Coman susține că atât Alibek cât și Șumudică merită premiile obținute. S-a bucurat sincer pentru reușitele lor și le-a oferit și un sfat. Mă bucur și pentru Denis Alibek, mă bucur și pentru Șumudică, dar mai atent, să fie mai atent și când vorbesc despre orașul ăsta, Giurgiu. Eu îl văd cu adevărat. Aici m-am născut, aici am învățat fotbal. Și când am cel mai bun fotbalist al anului, am spus, sunt giurgiuvean. Deci, joacă la Giurgiu, chiar dacă nu e din Giurgiu, dar se respectă orașul unde joacă. Asta este singura mea durere. Fostul mare internațional a vorbit și despre momentul în care, în urmă cu aproape 4 decenii, a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului. Pe timpul meu nu se făcea atât tam-tam, că i-a în ziar cel mai bun fotbalist român al anului cu Tărică. Și dătea o diplomă. Tu știi destul de bine că eu am așteptat 32 de ani ca să-mi primesc trofeu. Așa de mult m-au iubit ziariștii și ceilalți oameni. Dar a reușit să-mi iau trofeu. Acum văd că e cu mese multe, cadouri frumoase care se fac. E altă mâncare de pește. Noi am fost puțin mai modești. Tot în ancheta Gazetei Sporturilor, brazilianul Fernando Boldrin, fost jucător al Astrei actualmente la Steaua, a fost desemnat cel mai bun fotbalist străin al anului 2016, în timp ce la sportivul anului primul loc a fost ocupat de echipa feminină de spadă, medaliată cu aur la Olimpiadă.